îmi exprim încă o dată și în fața dumneavoastră satisfacția de a reuși să avem încă un coleg într-o funcție importantă în structurile centrale. Domnul Bogdan Ilea ocupă funcția de președinte al ADSEC Urang, de secretar de stat. Aș vrea în fața dumneavoastră să mai prezint foarte pe scurt procedura în care, și ține de bucătăria noastră internă până la urmă, procedura prin care domnul Bogdan Ilea a fost propus și susținut de către organizația PDL Sălaj pentru această funcție. Sper că în momentul în care dumneavoastră o să prezentați cele spuse de noi azi aici, o să înțeleagă toți colegii noștri din Biroul Permanent Județean, inclusiv domnul Stanciu. Odată ce postul de președinte al ADSEA a devenit vacant, post arondat politic PDL Dolj după alegerile din 2008, în competiția internă, să spun, așa, din partid, am decis, împreună cu colegii mei din Biroul Permanent Județean, să ne înscriem astfel încât, prin persoana pe care noi o propunem, prin calitățile pe care acea persoană le are, profesionale în primul rând, și prin susținerea politică de care se bucură, să câștigăm această competiție, să spun, internă din interiorul Partidului Democrat Liberal și să determinăm decidenții, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, respectiv primul ministru, să opteze pentru propunerea PDL Sălaj. Am avut o discuție cu primul ministru al României săptămâna trecută. Luni, fiind în București, am avut acceptul de a propune o persoană din partea PDL Sălaj care să se califice din punct de vedere profesional și politic pentru această funcție și între ora 9 și 11 am consultat toți membrii Biroului Permanent Județean care, bineînțeles, au putut sau au binevoit să-mi răspundă la telefon. Din cei 31 consultați, 2 au avut telefonul închis, domnul Terec Eugen, primarul de la Creaca, și domnul Dorin Urs, directorul, șeful agenției APDRP Sălaj, iar o persoană nu a răspuns la telefon, domnul prim-vicepreședinte Stanciu. Cei 28 de colegi membrii BPJ au avut de optat între propunerea pe care eu am făcut-o în baza unei analize temeinice în ce privește resursele umane din partid și o altă propunere. Cei 28 au spus în unanimitate că îl susțin pe domnul Bogdan Ilea pentru această poziție. Motiv pentru care am întocmit un proces verbal și am atașat, așa cum vedeți aici, opțiunile pentru fiecare membru BPJ. Funcția și opțiunea pe care l-am depus la cancelarea partidului. În baza acestui demers, domnul Bogdan Ilea a fost propus și susținut pentru funcția de președinte al ADS. Nu de alta, dar am văzut în presa centrală speculații, și o să vedeți și în presa de azi, în continuare, speculații cum că nu ar avea susținerea
BPJ sau, citez, președintele PDL Sălaj, Lucian Bodea, a luat decizia pe cont propriu. Vă rog. Niciun moment, domnul ministru nu a fost prezent luni, nici la Biroul Permanent Național, nici în București, fiind plecat la, cred că la Timișoara era plecat, iar marți, după ce eu am avut acceptul membrilor Biroului Permanent Județean, am avut o întâlnire cu domnia sa, spunându-mi să-l invit pe domnul Bogdan Ilea, miercuri dimineața, la minister. Iar de acolo, sigur, sunt anumite proceduri, sunt mai multe compartimente care trebuie să-și dea avizul pentru a se emite un ordin de ministru, iar miercuri, după masă, acest ordin a fost semnat de către domnul ministru. Ce legătură are domnul Stanciu cu presa centrală? Citez. Nu se poate numi Bogdan Ilea pe funcția de președinte al ADS fără aprobarea biroului județean. Președintele PDL Sălaj, Lucian Bodea, a luat decizia pe cont propriu. Ne-a precizat prin vicepreședintele organizației PDL Sălaj, domnul Gheorghe Stanciu. Azi, în puterea. Nu. Mai am o întrebare. Domnul Stanciu, fac ce parte din acest partid? După cum se comportă aici, nu știu dacă își mai dorește să facă parte. Dar asta trebuie stabilit. A dat aceste declarații fiind sunat în calitate de prim vicepreședinte al Biroului Permanent Județean. Însă declarațiile de aici sunt, nu știu cum să le spun, nefericite, grave, false, sau dacă ar fi alte intențiile, aș folosi și un cuvânt mai urât care nu prea mă caracterizează. Aceste afirmații însă aduc urmare de serviciu organizației noastre, partidului, și cu siguranță că niciunul dintre membrii acestui partid nu apreciem atunci când partidului sunt aduse de serviciu. Nu știu, noi am luat la un moment dat în Biroul Permanent Județean o decizie prin care hotăream împreună să respectăm o disciplină atunci când comunicăm, când discutăm cu presa. Erau desemnate persoanele care comunică și, nu știu, mi se pare că... Deci, concret, dânsul numai, deci nu e la prima abatere. Abate. Și bănuiesc că nici nu vrea să meargă în continuare în acest loc. Ce veți face? Soluția? Statutul. Ce spune? Aplicarea statutului. Aplicarea statutului, nu în cazul domniei sale, în cazul fiecărui membru care spune așa, la obligații, să nu participe la acțiuni sau manifestări contrare intereselor partidului și să nu aibă atitudini ori luări de poziție care să contravină deciziilor organismelor de conducere ale partidului. Aplicăm statutul fiecărui membru BPJ. Asta, sigur că sunt organisme abilitate să ia această decizie. Dacă este vorba... Nu contează. Și la președinte, și la prim-vicepreședinte, și la membru, la oricare, statutul este egal. Statutul se aplică al literam la toți. Luați în calcul excluderea statului. Nu, asta trebuie să discutăm în Biroul Permanent Județean. Ce l-a determinat să facă astfel de afirmații grave, spun eu, și care pun într-o umbră, până la urmă, un succes al organizației PDL Sălaj.